Soarta uzinei de agent termic din Motru este încercată după ce instituția a ajuns la datorii foarte mari, iar ajutorul pentru certificatele de CO2 nu i-a mai fost acordat. Autoritățile din Motru fac adrese către instituțiile care pot debloca situația, însă degeaba. Nu a primit niciun răspuns până acum. Încă o dată, cred că pentru a cincea oară, am făcut solicitări către primul ministru, către ministrul de finanțe, către secretariatul general al guvernului, către Camera Deputaților, către toate, să zic așa, instituțiile care ar putea să ia o decizie bună pentru această societate. Niciodată cred eu că Gorjiu nu a avut așa un sau o reprezentativitate atât de bună la nivel național, la toate instituțiile care ar putea să decidă pentru această societate. Este adevărat că n-am primit absolut niciun răspuns. Este a treia, a patra solicitare. Din Gorj avem ministrul de finanțe, șeful secretariatului general, avem secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și multe, multe alte persoane care ar putea să sprijine această societate. UATA, fără acest sprijin financiar pentru pierderi induse și subvenție, nu va rezista. Peste 4500 de apartamente, dar și școli, grădinițe, instituții publice depind de agentul termic furnizat de uzina de termoficare. Primarul din Motru spune că municipalitatea trebuie să suporte aproape 40 de miliarde de lei vechi, parte de cofinanțare, pentru lucrările de reabilitare a unui cazan și este posibil ca acești bani să se ducă pe apa Sâmbetei. Să-și asume acest lucru, să spună că OATA nu va mai trebui să funcționeze pe bază de cărbune, dar să venim în schimb cu altceva în loc. Am în derulare o licitație cu o valoare de 32 milioane de lei de reabilitare, remodernizare sau modernizare acestui cazan pe bază de cărbune și toată lumea ne spune să uităm cărbunele. Își mai are rost această investiție? Contribuția noastră nu este mică, este undeva la 40 de miliarde, aproape 1 milion de euro, bani pe care nu îi avem, da, este cu cotă de finanțare a primăriei, bani pe care nu îi avem, dar voi face tot ce este posibil, chiar dacă este nevoie, împrumut, dar să știm că vom funcționa în continuare. Uzina de agent termic din Motru a intrat în insolvență în urmă cu mai mulți ani și a fost mereu minge de ping-pong între partidele care s-au succedat la deținerea majorității în Consiliul Local.